Incendiu la hotelul Ritz din Paris. Înainte de izbucnirea incendiului, în hotel se efectuau lucrări, așa că nicio cameră nu era ocupată și, din fericire, nu există victime. A fost afectat ultimul etaj al clădirii, dar și acoperișul. Momentan nu se cunosc cauzele de la care ar fi pornit focul. O embarcațiune de lux plină cu turiști a luat foc în largul coastelor Noii Zeelande. Toți cei aflați la bord au sărit în apă înainte ca vasul să fie înghițit de flăcări. 49 de pasageri și 7 membri ai echipajului au fost aduși tefer la mal. Alți 4 turiști răniți ușor au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. O moschee din Istanbul și-a deschis porțile pentru pisicile abandonate. Imamul Mustafa Efe a decis să primească felinele în clădire pentru ca acestea să nu moară de frig în timpul iernii. Cei care vizitează moschea nu par să fie deranjați de ineditele vizitatoare care miaună în timpul slujbei. We'll be right back.